Salutare băieți, bine v-am regăsit la un nou video. Suntem la volieră și am dat și noi drumul la porumbei. Am ajuns destul de târziu astăzi și probabil că voi ajunge puțin spre zona asta. Dar vreau să-mi fac un sistem cumva la volieră, la spodnic să se deschidă singur. Mă gândesc la asta și aș vrea să fac cumva să-l deschid de acasă treaba asta, să-l led cu lanț de partea de jos și sus, să am în braț să-l acționez wireless și să le deschid, să iasă afară dimineața de vreme și na. Ia uitați ce zbor. Le schimbăm apa la mat, că vă prezint un pic și puiuții, ce am mai făcut pe la ei. Am mai inelat din ei, avem undeva la 20 de pui. Și nouă porumbe pentru zbor. Ne-am reîntors și la matcă. După cum puteți vedea, acum nu știu dacă se vede, femela deja a mai făcut un ou. Puii sunt extraordinar de mari. Îi văd mereu pe cameră când dau să iasă din mamă, dar ce supărăcioasă e femela asta. Nu lasă deloc pe femela asta să stea pe ou acolo. Mă enervează de mult că se bagă cei de aici din boxe, vreau să țină și boxa asta mică de aici. Și se bagă în continuu femeia asta, se bagă în continuu peste asta nepoată de Madonna, de mă locuind Madonna, de mă zăpăcești. Ia uitați cât se vede acolo ouțul. O pui deja, îi văd când ies afară, avem niște pui nu mari, extraordinar de mari. Îi văd pur și simplu cum ies afară. Din boxă. Uitați-l ce mare e. Ce faci, bă? Bă, bosule. Bosule, ce știi? Ia să vedem. Mai durează un pic până la înțărcare. Mai durează. Hai, du-te înapoi la boxa ta. Mai avem și aici. Queen Madonna asta peste tot din tămâie. E peste tot, săracă. Avem și aici puiții la fel de mari, niște gingași. Mă, ce mă ciupe. Mă, foarte frumos. Ăștia sunt din... Sunt, o să fie frați de cuib cu 380 cu feblețea mea. Hai, trește-o cu atingem cu boxă. Așa. Am văzut că se calcă destul de des, a început iarăși să se calce. Avem și aici pui, dar aici cred că sunt extraordinar de mari. Ia uite. Cred că aici sunt dintre cei mai mari, uite-te. Păi ăștia-i văd când vin aici la bobițe și vă o să dea la bobițe în asta. Așa se treaba cu matca. Am pus cuibarul acesta aici, sper eu cumva, nu știu, n-am unde să-i mai fac boxă și la. Dacă fac aici, imediat ăsta de lângă vrea să ia ăla de jos de tot, o ține pe aia deasupra. Și uite așa săraca Queen Madonna, ea a făcut ouă acolo, și la că se văd. Uite, a nu lasă femeia asta de aici. Uite-te pe barul ăsta cum stă. La asta, la Power Night, am probleme. Am făcut un pui, dar nu știu, acum câteva zile a scos un pui, dar uitați-vă ce mic e și bolnavicios, așa, nu știu. Mi se pare că, nu știu, sper să supraviețuiască, nu știu. Am avut probleme cu Power Night-ul ăsta. Care ești, mai ce, ia să vedem. Totu, mă, du-te, mă, că tu ai cuibul tău, mă, de unde acolo? Am avut probleme cu el în sensul că... Uite ce-o bătut, ce-o bătut pe cui Madonna asta sărăcă. Am avut probleme cu Power Night în sensul că am reușit să scot doar un pui, în condițiile în care a fost din toamnă băgat la matcă și n-am reușit să scot. Au făcut ouă, le-au lăsat, n-au fost bune, după aia au scos un pui, a murit. În primăvară au mai făcut un pui. Și acum mai are și un pui. Sper să supraviețuiască atâta tot.
tare... E o topăcuit, Madonna asta a luat... E disperată și ea, săracă, mă, n-are și ea cuibui, săracă, uite, toți o bat, uitați-vă și voi. Toți o bat, bă, frate, toți o bat pe ea, săracă. Nu știe și ea, săracă, unde să se ducă. N-are și ea cuibarul ei. Asta e ce să facem. Sper să-și facă la un moment dat. Asta-i masculul ei. Ce repede a venit masculul ăsta de la Carsco Alin. Din Vasile cu Casco Alin în masculul ăsta. Tu ce valine de Barcelona de la Casco Alin. Na, ce să zic, am fost cam răcis toți iarăși. Am trecut pe antibiotic de data asta toți. Toată familia pe antibiotic. Să sperăm că ne revenim și noi, că deja ne luptăm de o lună de zile cu răceala asta. Deni zilele astea tot cu febră, tot cu probleme, cu... Hai de mine! Probleme mari rău de tot am avut, dar le rezolvăm, ușor, ușor le rezolvăm. Foarte important să fii sănătos, nu mulți își dau seama de asta, mai ales cei care sunt sănătoși. Nu își dau seama ce bucurie mare au. Le-am pus apă, am ales să pun două cu apă, pentru că beau destul de mult în asta și după cum știți eu nu ajung în fiecare zi la ei. În vremurile bune, veneam și în fiecare zi. Când l-am avut pe Denis acasă cu soția, dar dacă soția a început munca, mai complicat. Așa că vin undeva la două zile și le pun apă să fie destul acolo, să nu stau cu grijă. Și eventual, dacă nu pot să vin nici a treia zi, să știu că iau apă și nu se întâmplă nimic. Na, voi, cam atâta de la porumbei. Deci am mai inelat acolo 2 pui, aici 2 pui și avem în total 19 pui aici la matcă, plus nepotul de Powernight, strănepotul de Powernight, care e la zburător și zboară cu ei. 20 de pui în prima serie, să zic așa, adică 19 pui, cam ăștia sunt, și o să mai inelăm Powernight-ul. Asta dacă supraviețuiește ăsta micu, că e cam jigherit, sincer, l-am văzut de când a ieșit că... Îi dă să mănânci. Nu, nu mănâncă. Da, băiți. Dar asta e treaba. Vă doresc o săptămână frumoasă. O să vin în weekend și mai facem atunci un video ceva, mai lucrăm la treptele astea, pentru că, vă spun sincer, n-am avut timp de nimic. Am fost super, super ocupat. Din cauza răcelii, din cauza că am stat mult cu Denis acasă, n-am fost la serviciu, că abia am început să soția muncă și am putea să-și ia medical. Și na, da, porumbei sunt bine, sănătoși, merg înainte și asta e tot ce contează. Sâmbătă o să facem și primul antrenament, o să duc porumbei la 20 de kilometri. Eu am printre cei de dincolo și vreo 2-3 tardivi care n-au zburat niciodată la distanță, dar o să-i bag direct la 20, care vine, vine, care nu, nu. Dacă o să scad sub 5 porumbei, s-ar putea să nu mai zbor. Acum, în primăvară, s-ar putea să zbor cu pui în toamnă. O să mă gândesc să văd, dacă scad după antrenamente, sub 5 porumbei. Mă retrag și n-ai rost să mai zbor cu 5 porumbei și o să îi zbor la an. Da, băiți, vă salut, vă doresc o săptămână frumoasă în continuare, să fiți super sănătoși și să aveți grijă de voi, maxim. Salut!